Hagi, ai pierdut 3-0 la Europa astăzi. Ce ne poți spune despre meci? Ce să pot spune? Felicit echipa gazdă, o echipă foarte bună, care cred că merită locul întâi. Dar ce să mulțumesc de echipa mea, o echipă foarte tânără, care astăzi am deputat cel puțin 5-6 copii, de la 14 la 16 ani. Și felicit pe băieți, ce nu m-am așteptat la jocul ăsta de copii, băieții mei. Am văzut că ai avut și o accidentare mai urâtă. Ce s-a întâmplat? Acolo o accidentare între portar și atacant, dar merge. Băiatul și-a revenit și Noaru el e o problemă. A reușit în minutul 60. În rest, țin să felicit băieții și încă o dată echipa gazdă și sper să câștige barajul dacă ajunge acolo, bineînțeles. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!